Bucăți rupte și ruginite, gunoaie și fiare desprinse. Așa arată toboganul care se află la capătul telegondolei. Acesta este situat chiar la intrarea pe plajă, iar de pe faleză trecătorii privesc dezamăgiți ruina care odată a fost un punct de atracție. Uitați-vă, e dezolant. Imaginele cred că spun mai mult decât cuvintele. Nu să-mi vedeți cum arată? Deplorabil. Mama era cândva perla stațiunilor, nu mai este. Ultima dată, toboganul a fost folosit în 2014. De atunci, proprietarul construcției a încercat de nenumărate ori să o reabiliteze, însă de fiecare dată s-a lovit de un zid, refuzul primăriei. O luptă inegală, spune Constanțeanul. Mai mult, vinovatul principal ar fi chiar city managerul municipiului Constanța, Felicia Ovanesian. Cel puțin asta susține proprietarul toboganului. Este o luptă inegală. Eu nu îl pot reabilita decât cu acordul lor, iar ei mă dau o judecată că nu reabilitez. Mă înțelegeți? Cum a ajuns doamna city manager, primul căruia i-a rezidiat sau i-a anulat dreptul de încheiere a contractului de superficie, am fost eu. Dorește să mă dărâme pe mine, să-l ia altcineva, pentru că vă dați seama, sunt niște interese imobiliare acolo, iar eu sunt un ciot în care se împiedică ei. De cealaltă parte, city managerul municipiului Constanța, Felicia Ovanesian, nu a dorit să facă niciun comentariu legat de acuzațiile care sunt aduse de către proprietarul toboganului. Nu vreau să comentez. De ce? Povestea este însă mai lungă. Văzând că nu-l poate reabilita, proprietarul a încercat chiar să cumpere terenul care se află în administrarea primăriei. Însă și de data aceasta s-a lovit de un refuz, fără nicio explicație. M-au dat în judecată să-l demolez, dar eu nu vreau să-l demolez. De ce? Eu vreau să-l reabilitez, dar nu mă lasă. Inclusiv m-am judecat cu primăria pentru vânzarea terenurilor, iar pe motiv că nu este încă interesată primăria să vândă, am pierdut procesul. Toboganul magic pare a fi mărul discordiei dintre municipalitate și proprietarul lui. Și asta pentru că lupta pentru această construcție pare fără sfârșit. Unul vrea să o reabiliteze, altul să o demoleze. Primăria municipiului Constanța a acționat în instanță încă din luna mai a anului trecut societatea care deține construcțiile fostelor tobogane acvatice din stațiunea Mamaia. Am cerut obligarea pârâtului la dezafectarea și demolarea toboganelor amplasate pe terenul municipalității. Eu am nenumărate cereri depuse de certificat de urbanism pentru reparare, pentru modernizare, pentru chiar ultimile le-am depus cred că anul trecut, care au fost respinse pe niște motive puierile că trebuie făcută o expertiză topografică ca să aflăm al cui este terenul, să identificăm terenul. Adică mai mult, proprietarul toboganului a primit de-a lungul timpului și mai multe amenzi în baza unei hotărâri de Consiliul Local privind gospodărirea și înfrumusețarea municipiului Constanța. Momentan, situația pare fără rezolvare. Până când una dintre părți nu va ceda, toboganul va rămâne în continuare o ruină.